Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rot. Vă voi face această seară predicțiile pentru ziua de miercuri, 4 martie 2020, cu cărțile de tarot, tarotul complet, pentru a vedea la ce ne putem aștepta de la ziua de miercuri. Voi face predicții în 3 variante ca de obicei. Vă invit să vă alegeți una dintre cele 3 variante cu pietrele: piatra verde, piatra albastră sau piatra albă, gândindu-vă la ziua de miercuri, 4 martie, la ce vă doriți de la această zi și cum ați dori să fie, și puneți chiar și o întrebare dacă doriți să aflați un anumit răspuns și să vedem ce răspuns vor da cărțile de tarot. Și pentru început voi face etalarea pentru prima variantă. Să vedem ce se întâmplă mâine. Aici se întorc 2 cărți. Trebuie să fiți atenți la niște tineri, da? Pentru că sunt persoane în care nu puteți avea încredere. Poate să fie vorba despre o persoană mai particulară, mai ciudată, mai nebună, mai inconștientă, să zic așa, sau irresponsabilă. Persoană care veselă, ea curajoasă, dar poate să facă lucruri nebunești. Sau atenție voi să nu dați dovadă de ceva irresponsabilitate, nebunie. Unii dintre voi, atenție, care stați într-o relație, să nu vi se pună pata pe altcineva, să nu vă înșelați partenerul. Sau poate veți pleca la un drum, începeți ceva nou, apar vești pe neașteptate. Da, iar mi-a apărut aceeași tare. Un tânăr în care nu trebuie să vă încredeți, că puteți să aveți parte de pierderi și obstacole în cauza unui tânăr. Atenție! Și să vedea profesional cum va fi relațional, cum stați cu banii, cum veți sta cu sănătatea, și să vedem care va fi surpriza voastră, concluzia sau vibrația generală a zilei sau răspunsul la întrebarea pe care voi ați spus-o. Să vedem. Din punct de vedere profesional, aici se pare că veți triumfa, veți depăși dificultățile, aveți succes, puteți să sărbătoriți chiar, da? Voi puteți chiar petrece, pentru că veți reuși să obțineți, să depășiți obstacolele. Deci, profesional, ați depășit faza în care să vă fie teamă de probleme, de locul vostru de muncă. Da? Deci se pare că sunteți bine cu colegii, cu șefii, o duceți bine, sunteți într-o stare de vindecare sau vă ocupați de vindecarea cuiva, spre exemplu, sunteți într-o situație de compromis, ca să zic, ați făcut niște compromisuri și asta înseamnă că puteți să petreceți, vă puteți să sărbătoriți, poate, poate vi se oferă un nou loc de muncă sau vă crește salariul sau veți fi promovați, ceva veți avea de sărbătorit, da, deci se anunță practic o înțelegere, o armonie mai bună poate cu colegii sau în cadrul serviciului veți avea de sărbătorit ceva pe cineva, poate să fie și o astfel de situație, da? Deci este o zi bună, cel puțin din punct de vedere profesional, depășiți dificultățile, ați reușit în sfârșit să vă impuneți poate punctul de vedere, reușiți adică mâine, că e vorba despre mâine. Deci veți avea o zi de succes profesional. Din punct de vedere relațional, în schimb, aici îmi apare o singurătate. Vi se cere să fiți atenți, să vă alegeți cu bine, cu atenție prietenii, da? Recomandă prudență. Posibil să nu vă fie sentimentele împărtășite sau mai degrabă spus, poate că este o nevoie de o clarificare. Poate că este nevoie, poate să vă stați la distanță de partener pentru a vă clarifica mai bine ce fel de relație, ce se întâmplă cu relația voastră. Este practic un avertisment că trebuie cumva să vă evaluați mai bine relația, poate, până nu este prea târziu. Trebuie să fiți mai circumspecți, mai atenți, da? Deci nu acordați credit persoanelor care mâine vă dau atenție, spre exemplu, sau nici partenerului, dar încercați cumva să fiți circumspecți, că ceva acolo nu este. Reflectați înainte de a lua, sau poate că aveți nevoie să reflectați înainte de a lua o decizie, din punct de vedere relațional, înainte de a vă arunca într-o relație sau de a vă renunța la o relație. În orice caz, atenție la prietenii, la
cu cine aveți de-a face, sau cui vă încredeți, vă spune sentimentele, vă spuneți secretele. Din punct de vedere al banilor, mâine aveți o zi reușită, o femeie vă este de ajutor, vă poate sprijini sau depinde de determinarea voastră, să fiți mai ambițioși, mai ambițioase, da? Deci vă poate, pe voi vă poate ajuta ambiția voastră, determinarea voastră, sau o femeie vă poate ajuta sau cu ajutorul inteligenței voastre reușiți să vă câștigați banii singuri, în autonom, să fiți autonom, să zic așa, da? Deci să nu depindeți de nimeni din punct de vedere financiar. Da, deci sau dacă sunteți mai disciplinați în a vă gestiona banii, aveți succes, da? Deci puteți să aveți reușită din acest punct de vedere. Iar din punct de vedere al sănătății, aici îmi spune că aveți reușită, stați bine cu sănătatea, nu mi apare probleme de sănătate. Este o zi liniștită, însorită, ca să zic așa, pozitivă, sunteți pozitivi, străluciți de sănătate, ca să zic așa, sunteți la maximum de, cu energia. Chiar puteți să vă îmbunătățiți sănătatea mâine, da? Deci din multe puncte de vedere. Iar ca și vibrație generală, aici mi-a ieșit această carte de monede, nouăle de monede, care îmi vorbește că totuși sunteți să fiți atenți la pericole, la înșelătorii sau la persoane care nu vă sunt credincioase, nu vă sunt favorabile, să zic așa. Vedeți că vi-a ieșit din relații, că trebuie să aveți atenție la relații, da? Deci totuși aveți grijă cui acordați încredere, profesional și cu banii, să sănătatea, stați bine. Dar se pare că aici aveți o perioadă, sau răspunsul la întrebarea voastră, atenție că sunteți într-un pericol, într-o înșelătorie, aveți a face cu persoane în care nu puteți avea încredere că va ieși și din tăiere se tot grăbea, cea, aveți grijă să nu vă încredeți în o anumită persoană, da? Atenție, sau la ceva nou, situații noi apărute care apar în viața voastră, să nu aveți prea multă încredere la oportunități, etc., da? Persoane tinere. Atenție, că asta mi apare o carte care vă anunță că trebuie să fiți atenți, circumspecți, da? Să nu acordați maximum de încredere. Posibil să fiți amenințați, să fiți într-un pericol. Pentru unele dintre voi, poate să atenție să nu fiți într-un pericol să avortați, da? Da, care sunteți gravide, să nu vă treziți că dintr-o dată vi se face rău și pierdeți sarcina. Poate să fie și astfel o situație. Atenție la pierdere, așadar, și de sarcină, dacă vorba de, dar și de relații sau de bani, da, mai ales aveți atenție cu cine aveți de-a face, că aici se pare că cineva încearcă cumva să vă pună în pericol, da, să vă creeze neplăceri. Cam asta e ce văd și pentru prima variantă și haideți să vedem și la a doua variantă cum va fi ziua de miercuri, 4 martie 2020, la ce vă puteți aștepta, cum va fi pentru profesie, pentru relații, pentru bani, sănătate, vibrația generală sau concluzia, la ce vă puteți aștepta. Deci pentru varianta albastră, și vouă vi se cere aici mai multă prudență și atenție, puteți avea reușită, dar din păcate aici puteți să aveți și niște rivalități, da? Niște obstacole, poate din cauza lipsei de comunicare sau din cauza lumii, anturajului, atenție aici, da? Pentru că posibil să nu fie o comunicare tocmai potrivită, vedem ce mai iese. Vi se cere mai multă atenție, cum comunicați, cu cine comunicați, da? Pot să fie blocaj de vești, să nu vă vină toate veștile, dar poate chiar din cauza lumii, pentru că lumea încearcă cumva să vă blocheze. Să vedem. Nu sunteți prea popular, să zic așa, în fața lumii. Din punct de vedere profesional, aici se vede o fază de îndrăgostire. Că vă îndrăgostiți la serviciu sau sunteți îndrăgostiți de profesia voastră, vă place ceea ce faceți sau sunteți fericiți pentru că obțineți un nou loc de muncă, da? Deci sunteți ca într-o fază de dragă, de îndrăgosteală, da? Deci puteți avea reușite și succes, câștiguri, puteți avea practic
Totuși, poate să fie o situație de stres, totuși, atenție, poate că sunteți într-o stare de stres. Nu realizați voi, v-a luat ochii, ca să zic așa, dar sunteți într-o situație în care puteți să fiți legați, să aveți dificultăți financiare din cauza stresului, poate că și acest lucru, sau mai poate să mai fie faptul că sunteți o persoană care reușiți să obțineți ceea ce vă doriți datorită faptului că aveți înțelegere pentru ceilalți, pentru cei care muncesc mai puțin, să zic așa, adică sunteți poate mai îngăduitori, da? Pentru că voi sunteți îndrăgostiți și atunci faceți pentru ceilalți orice numai ca să fie bine. Și acest lucru poate vă va aduce multă oboseală și stres. Poate să fie și acest lucru. Atenție, unii dintre voi, v-am zis, poate chiar aveți o relație la locul de muncă. Din punct de vedere relațional, în schimb, aici atenție că e vorba de niște răutăți. Se poate chiar să se rupă o relație, să fiți, să zic așa, loviți pe la spate, da? Pe neașteptate. Atenție, că sunteți tratați nu prea cam perfid, ca să zic așa. Poate sunteți într-o, sau sunteți într-o stare de izolare, într-o stare în care de depresie, de apatie. Atenție că poate sunteți izolați, pur și simplu încearcă să se încearcă să se să vă izoleze din cauza unor răutăți, da? Deci cineva, lumea, sunt răutăți, poate partenera încearcă să vă pedepsească, să vă lovească. Pentru unii dintre voi poate să fie și o situație în care să fiți, din cauza unei boli, să fiți evitați, da? Atenție că acum și cu coronavirus poate chiar să nu puteți să vă faceți o relație pentru că se evită să aibă de-a face cu voi, tocmai pentru a nu avea acest coronavirus, spre exemplu, da? Poate să fie o astfel de situație. Sau atenție pentru unii dintre voi că poate că se încearcă cumva să vă să se profite de voi într-un mod incorrect, să zic așa, în relație, da? Să vă facă să suferiți, da? Ca să ajungeți să fiți făcuți de râs sau să se spună răutăți pe seama voastră. Și aici mi apare o ruptură, poate chiar o despărțire, sau am spus, sunteți singuri pur și simplu mâine, deci nu aveți pe nimeni, nu se întrevede nimic pozitiv relațional. Din punctul de vedere al banilor, aici trebuie să fiți atenți, că mi apare o situație de superficialitate, de nesiguranță. Deci v-am zis și din tăiere că apărea acolo că sunteți într-o stare de risc. Pentru că se pare că jonglați cu niște situații și nu sunteți pregătiți ca să jonglați bine, sunteți la risc, ca să zic așa. Sau puteți să aveți neplăceri pentru faptul că sunteți poate mai egoiști, sau din datorită egoismului cuiva, atenție, poate aveți de-a face cu un bărbat care e nesincer, da, în privința banilor și încearcă să. Și această persoană vă dă nesiguranță și vă dă, e o persoană superficială, o persoană care poate nu e cinstită, nu e corectă, nu e morală, știți, da? Deci aveți grijă, pentru că mi-a ieșit magicianul și magicianul mi-a ieșit și în forma sa. Magicianul este o persoană care e foarte descurcăreață, care face bani din orice, dar ieșind în poziție răsturnată, poate să fie vorba despre o persoană care încearcă să facă ușor banii, sau poate să fie vorba despre voi că nu prea, prea vă angajați să câștigați cine știe, nu prea vă faceți prea multe eforturi ca să câștigați, sau sunteți într-o serioasă problemă cu banii, da? Aveți dificultăți financiare, atenție, poate datorii, etc. În schimb, aici cu sănătatea îmi pare că stați bine, reușiți să depășiți niște situații, reușiți să vă redresați, da? Atenție, totuși, că parcă să nu și beți, atenție cu băutul, da? Că poate nu vă face tocmai bine să beți, dar în rest e bine. Iar ca și vibrație generală, ca și răspuns la întrebarea voastră, aici mi apare o situație, un răspuns pozitiv la întrebarea voastră. Deci poate să primiți răspunsul pe care îl așteptați, să fie pozitiv. Deci este o zi în care puteți reuși să depășiți aceste situații dacă voi veți fi atenți, da? Și veți fi mai, poate mai generoși și mai sinceri și mai vă angajați cu mai multă seriozitate, da? Ca să contracarați aceste răutăți și aceste superficialități pe care, că v-am zis și de aici, de câștiga banii, parcă nu vă angajați suficient de mult, da? Deci încercați să fiți mai, să
să nu fiți superficial, da? Și să fiți mai generoși și corecți pentru că veți avea mai mult succes. Pentru că nu știți că totuși puteți să obțineți reușita în ceea ce vă doriți voi. Vibrația generală a zilei este pozitivă, în general, depinde de voi ca să o mențineți la fel. Pentru unii se poate întâmpla chiar să apară situația de o călătorie sau vești din călătorie, poate și o schimbare de rezidență. Trebuie să fiți puțin, poate, mai pozitivi, da? Să aveți o atitudine mai pozitivă. Pentru unii se poate întâmpla să aveți de-a face și cu cineva mai aventuros sau atenție voi la aventuri, da? Pentru că poate de aici vine riscul, da? Deci trebuie să fiți voi atenți. Cam asta este și pentru cea de-a doua variantă, ziua de mâine. Și haideți să vedem și la a treia variantă, cum va fi ziua de mâine, miercuri, 4. Se grăbește o perioadă de atenție la trădări și la înșelătorie, atenție la ancoraj, da? Să vedem ce spune tarotul pentru cei care și-au ales piatra albă pentru ziua de miercuri, 4 martie 2020, cum va fi din punct de vedere profesional, relațional, cu banii, cu sănătatea și care este vibrația generală a zilei, concluzia sau răspunsul la întrebarea voastră. Aici puteți să aveți succes și reușite, noutăți, vești bune, ceva nou, să începeți ceva nou, să vă vină o idee, da? Să, o oportunitate, ceva, dar totuși aveți și niște obstacole și întârzieri. Da? Deci, una caldă, una rece, ca să zic așa. Da, în punct de vedere al profesiei, aici am spune că veți depăși cu bine problemele care le aveți la servici, veți duce la capăt treburile, trebuie să fiți și voi mai organizați, mai determinați, mai ambițioși, o situație se poate întoarce în favoarea voastră la servici, da? Deci se poate debloca. Dacă nu ați avut servici, posibil acum să apară șanse ca să vă găsiți, să vi se oferă un loc de muncă, să fiți acceptat la un interviu, depinde de voi, de determinarea voastră, de cât de organizați sunteți, de determinați, de ambițioși, pentru că cartea mi-aduce mai multă energie pozitivă, văd aici și influența leului, vă aduce mai multă energie, mai multă energie pozitivă care vă poate, mai multă acțiune, trebuie să fiți mai să acționați, da? Ca să nu stați, să așteptați ca alții să vă rezolve problemele. Din punct de vedere al relației, aici mai apare o persoană care vă poate aduce reușită, vești bune. Puteți să aveți de-a face cu o persoană responsabilă, matură, o persoană de încredere și organizată. Mi-apare aici că o persoană vă este bună pentru relații sau din punct de vedere sentimental. Acum nu e neapărat vorba de o relație de dragoste, poate să fie vorba de o prietenie, poate să fie vorba de relația cu familia, cu prietenii, cu vecinii. Astea sunt din punct de vedere sentimental. Mâine veți avea de-a face cu o persoană bună, o persoană de încredere. Cei care sunteți într-o relație, într-adevăr, aveți o persoană matură, responsabilă, pe care vă poate ajuta chiar și din punct de vedere financiar. Da? Deci, o persoană bună pentru voi. Din punctul de vedere al banilor, aici mai ești împărăteasa, văd energia balanței, ceea ce îmi spune că este vorba despre o persoană inteligentă, ambițioasă, pozitivă pentru căsătorie, o femeie care își dorește familie, căsătorie. Această femeie vă poate ajuta, deci din punctul de vedere să vă câștigați bani, sau sunteți chiar voi această femeie care sunteți ambițioasă și vă folosiți ambiția și inteligența pentru a câștiga bani. Deci puteți avea succes și legat de bani, veți ști să vă gestionați cu bine banii pe care îi aveți, să investiți bine și să aveți și câștiguri datorită inteligenței voastre. Iar din punct de vedere al sănătății, și aici mi-apare reușită, apare realizare, deci dacă aveți un tratament, o dietă, ceva de făcut, aceasta dă rezultate bune. Dacă așteptați niște analize, acestea ies bune, deci vă vin vești bune legate de sănătate. Dacă
doriți să faceți un tratament la fel, cel se dovedește că este bună, cu toate că pentru unii poate vă faceți și iluzii. Trebuie să fiți totuși atenți că poate aveți niște idei mai nebune și poate aveți tendința să fantasticați, dar reușiți să depășiți cu bine, să vă atingeți obiectivele, ca să zic așa, da? În schimb, ca și răspuns la întrebarea voastră sau vibrația generală a zilei, totuși este de o... aveți parte de rivalități, atenție! Că aveți parte și de rivalități. Atenție la provocări, la certuri, la discuții, că e posibil aici să apară persoane care se vor să vă pună bețe în roate, într-un fel sau altul, da? Sau sunt mai agitate și vă agită și pe voi și atunci de aici pot să iasă discuții. Deci fiți atenți. Poate că să nu fiți prea dominanți, să nu fiți prea... prea multă energie, pentru că mi-a ieșit de aici forța, e această energie puternică, da? De să nu dați, faceți exces de energie, ca să zic așa, exces de forță, da? Deci să nu fiți prea exagerat de ambițioși, da? Deci încercați, pentru că aveți niște adversități totuși, da? Se pare că pe neașteptate poate să apară niște adversități, da? De să apară ceva care să vă... Să vă supere, ca să zic așa, da? În rest, e o zi foarte, foarte bună. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube. Sper că aceste predicții v-au răspuns la întrebări, că v-ați regăsit în ele, pe voi și în situațiile la care v-ați gândit, persoanele la care v-ați gândit, și că vă vor ajuta să vă depășiți cu bine problemele, să le rezolvați, să le evitați eventual și să vă îmbunătățiți viața de zi cu zi la maxim și să obțineți maximul de beneficii de la ziua de miercuri, 4 martie 2020, acum că și știți la ce să vă așteptați. Și vă doresc în continuare o seară plăcută și, bineînțeles, să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!